Bună și bine ai revenit! Pentru această rețetă avem nevoie de carne de vită, 600 de grame, 300 de grame de mazăre verde, o ceapă, un morcov, o tulpină de țerină, eu am avut țerina congelată din vară, din grădina mea, 2-3 lingurițe de concentrat de bulion, ulei de măsline, circa 400 de ml de supă, puțin vin alb pentru a înăbuși carnea, sare, piper după gust și făină albă. Pentru început am tăiat carnea de vită în cuburi de circa 4 cm, după care am tăiat ceapa, morcovul și țelina. Iar acum vom lua carnea de vită și o vom trece prin făină albă, nici foarte multă, nici prea puțină. Eu vă recomand să amestecați bine carnea în făină, după care să scuturați excesul. Făina ne va ajuta să obținem un sos mai dens. Vă recomand cu drag această rețetă, este o rețetă simplă, cu ingrediente puține, timpul de coacere este puțin mai lung, într-adevăr, însă merită. Merită atât pentru noi cât și pentru copii, deoarece toți copiii iubesc mazărea verde. Acum am să iau o oală în care voi pune ulei de măsline și voi căli ceapa, morcovul și țelina. Circa 7-8 minute. După ce legumele s-au călit, voi adăuga carnea și voi lăsa la foc mediu spre mare câteva minute până se rumenește puțin carnea, după care vom înăbuși cu vin alb. Carnea s-a rumenit puțin, iar acum voi adăuga vin alb, lăsăm la înăbușit la foc mare câteva minute. După cum vedeți, deja se formează sosul. Iar acum vom adăuga 400 de ml de supă. Dacă nu aveți supă, puteți folosi apă cu un cup Knorr. Punem sare și piper după gust și vom lăsa la foc mic spre mediu, circa o oră și jumătate, sau până când carnea de vită este fiartă. Iar pentru culoare și gust vom adăuga și 2-3 lingurițe de concentrat de bulion. Din când în când vom amesteca și vom verifica dacă mai trebuie să adăugăm apă. Carnea mea a fiert pentru fix o oră și jumătate, însă fiind carne de vită, vă recomand întotdeauna să verificați dacă mai trebuie să fiarbă sau nu. În acest moment eu adaug mazărea verde și mai las la foc mediu fix 4 minute, după care mâncarea noastră este gata. Vă recomand cu drag această rețetă, este foarte simplă, însă foarte, foarte delicioasă. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, nu uita să dai un like. Dacă vrei să nu ratezi următoarele rețete, te rog să te abonezi canalului meu dacă nu ai făcut-o deja. Noi ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Până data viitoare, numai bine și poftă bună!